Protestul a fost declanșat de aproape 100 de persoane, dascăl de elevi, dar și părinții ai unor elevi care învață la Colegiul Național Gheorghe Țițeica. Decizia de a protesta a fost luată după ce au fost anunțați printr-o adresă că anul viitor vor avea mai puțin cu o clasă, cea desființată fiind clasa de matematică informatică. Dascălii nici nu vor să audă de această situație pentru că astfel vor pierde copii, dar se vor pierde și ore. Această decizie subiectivă a Inspectoratului Școlar Județean restricționează accesul la educație al elevilor foarte bine pregătiți care își doresc să studieze la Colegiul Național Gheorghe Țițeica, pentru că aici există dascăli foarte implicați și de aceea evoluția școlară a elevilor este spectaculoasă. Anularea acestei clase înseamnă că elevii bine pregătiți nu vor mai intra la această specializare, una foarte căutată pe plan național și internațional, nu? IT-știi. Scăderea numărului de ore. Discuțiile cu reprezentanții Inspectoratului Școlar au fost aprinse, iar dascălii și-au spus nemulțumirea, dar au venit și cu soluții. Ei spun că este o decizie greșită să desființezi clase, în condițiile în care sunt școli unde un dascăl trebuie să lucreze și cu 40 de elevi la clasă, în timp ce norma prevăzută la lege este de maxim 28 de elevi la clasă. Ce ar fi ca în loc de 28 de elevi la o clasă să avem 25? Ca să nu vorbim de 35-36. Deci asta este o propunere pe care împreună o putem face către minister. Motivul pentru care ar trebui desființate 5 clase este numărul tot mai scăzut de elevi. Reprezentanții Inspectoratului Școlar spun că propunerea este doar un proiect și se poate reveni asupra ei. Protestul colegilor de la Liceul Țițeica este justificat pentru faptul că e un liceu cu rezultate, iar mie îmi dă posibilitatea să mă duc la autoritățile locale, respectiv la primarul județului, chiar și la Consiliul Județean, chiar și la prefect, pentru a discuta împreună ce facem cu rețeaua școlară de la nivelul județului și de la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin. Situația ar putea să devină dramatică din 2021, când la nivelul județului vor fi mai puțin cu 600 de elevi care termină clasa 8-a, ceea ce ar însemna dispariția cel puțin 20 de clase de liceu. Probleme mai mari sunt și cu finanțarea, deoarece învățământul funcționează în Mehedinți pe un deficit de 23%, adică salariile a aproape 1.000 dintre cei aproape 4.000 de dascăli sunt plătite pe deficit bugetar.